Bine v-am regăsit! Azi, în cadrul seriei Greșit, vă prezint o nouă greșeală de rezolvare. Este vorba despre o problemă de termodinamică și, așa cum fac în această serie, vă voi arăta întâi rezolvarea greșită. Să vedem dacă veți observa unde este greșeala. Enunțul problemei este următorul. O anvelopă de automobil are volumul de 50 de litri. Se măsoară presiunea la temperatura de 27 grade Celsius și se găsește valoarea de 2 atmosfere. Știind că aerul are masa molară de aproximativ 28,9 gram pe mol, ce masă are aerul din anvelopă? Se dă constanta generală a gazelor, R mare 8310 J pe kmol Kelvin și relația dintre presiunea măsurată în atmosfere și presiunea măsurată în pascali. O atmosferă este aproximativ egală cu 10 la 5 pascali. Avem deci presiunea 2 atmosfere, adică aproximativ 2 ori 10 la 5 pascali sau newton pe metru pătrat. Avem temperatura în scara Kelvin 27 plus 273 300 Kelvin, iar volumul este 50 de litri, adică 50 ori 10 la minus 3 metri cubi, adică 5 ori 10 la minus 2 metri cubi. Sunt parametrii aerului din anvelopă. Și putem să calculăm masa aerului din anvelopă folosind ecuația termică de stare. Presiunea înmulțită cu volumul este numărul de moli înmulțit cu constanta generală a gazelor și cu temperatura absolută. Ca să apară masa, vom folosi relația nu egal cu M supra mu. Numărul de moli se obține împărțind masa la masa molară. Și atunci avem P ori V egal cu M supra mu RT, de unde rezultă că masa este P ori V ori mu supra RT. Adică este presiunea 2 ori 10 la 5 newton pe metru pătrat înmulțit cu volumul 5 ori 10 la minus 2 metri cubi înmulțit cu masa molară. Problema ne dă masa molară aproximativă a aerului ca fiind 28,9 gram pe mol, dar voi scrie kilogram pe kilomol, pentru că e același lucru. Gram pe mol sau kilogram pe kilomol, am amplificat de fapt fracția cu 1000, însă așa avem totul exprimat în unități de măsură din sistemul internațional. Supra constanta generală a gazelor 8310 J pe kmol Kelvin înmulțit cu temperatura 300 Kelvin. Și într-adevăr, observați, vă rog, că am kmol cu kmol care se simplifică, am Kelvin cu Kelvin, la fel, metru pătrat cu metru cub și rămâne metru ori newton este joule și se simplifică cu joule de la numitor, așa că rămâne kilogramul. Așa și trebuie, pentru că noi calculăm o masă. Și găsim că masa este 10 la 5 ori 10 la minus 2 este 10 la 3 care se simplifică cu
cei 3 de 0, care înseamnă 1000, de fapt, de la numitor. 2 ori 5 înseamnă 10 ori 28,9, 289, supra 831 înmulțit cu 3 kilograme. Și dacă veți face calculul, veți vedea că obțineți aproximativ 0,116 kilograme, care înseamnă aproximativ 116 grame. Deci am găsit că aerul din anvelopa noastră cântărește 116 grame. V-ați dat seama unde e greșeala? Presiunea pe care o măsurăm în pneurile unui vehicul este presiunea relativă, presiunea față de aerul din atmosferă. Manometrul ne arată cu cât este mai mare presiunea în anvelopă decât presiunea din exteriorul ei. Cu alte cuvinte, presiunea pe care o arată manometrul, să notăm pe indice M, este diferența dintre presiunea absolută din pneu și presiunea atmosferică. Și asta înseamnă că presiunea absolută din pneu este presiunea arătată de manometru plus presiunea atmosferică, adică în cazul nostru 2 atmosfere plus o atmosferă. Deci presiunea absolută din anvelopă este 3 atmosfere și nu 2 atmosfere, așa cum am considerat noi. Dacă ne uităm la formula cu care am calculat masa, și anume M este egal cu P ori V ori mu supra RT, observăm că în condițiile problemei noastre, masa este proporțională cu presiunea. Și asta înseamnă că, de fapt, raportul dintre masa reală și cea pe care am calculat-o noi, M, trebuie să fie raportul presiunilor. Adică presiunea absolută pe presiunea măsurată. Adică 3 pe 2. Ceea ce înseamnă că masa reală, MR, este masa pe care am calculat-o noi înmulțită cu 3 pe 2. Este 116 grame înmulțit cu 3 pe 2. 116 împărțit la 2 este 58 înmulțit cu 3. Obținem că masa reală este 174 de grame. Adică binișor mai mare decât masa pe care am calculat-o. Am făcut o eroare de 33%, o eroare foarte mare. Ce învățăm din problema asta? Că trebuie să fim atenți la presiuni, deoarece de multe ori presiunile pe care le măsurăm sunt presiuni relative, sunt presiuni față de presiunea atmosferică. Presiunile din butelii, pneuri, calorifere, rezervoare de toate felurile sunt de obicei presiuni relative și nu presiuni absolute. Dacă folosim un manometru obișnuit ca să măsurăm presiunea dintr-o butelie și manometrul arată că presiunea este 0, asta nu înseamnă că în butelie este vid, ci că presiunea din ea este aceeași cu presiunea în exterior, adică este egală cu presiunea atmosferică. Pe scurt, sau altfel spus, acest pahar nu este gol. El este plin cu aer la presiune atmosferică. Să nu uităm că aici pe Pământ aerul se găsește peste tot și are presiune. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!